Corneliu Mihai a renunțat la funcția de manager al Spitalului Județean Botoșani la doar câteva zile după ce președintele Consiliului Județean, Doina Federovici, i-a prelungit interimatul. Fostul subprefect și comisar șef al gărzii financiare a fost numit pe 21 martie 2024 pentru 3 luni, iar la expirarea acestei perioade i-a fost acordat un nou mandat pentru aceeași perioadă. Pe 28 iunie, Corneliu Mihai și-a depus însă demisia, explicând că starea de sănătate este afectată de îndatoririle de la serviciu. Depusă vinerea trecută, demisia intră efectiv în vigoare pe 8 iulie, dată până la care Consiliul Județean trebuie să găsească un alt manager interimar, întrucât la concursul organizat pentru ocuparea postului nu s-a prezentat o persoană care să îndeplinească toate condițiile. După concediul medical, Corneliu Mihai se va întoarce la Unitatea de Asistență Medico-Socială Dr. Elena Popovici din Flămânzi. Economist de profesie, a mai condus Spitalul Mavromat în perioada 2014-2018. Ulterior a fost director al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria și director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon, ambele din Iași.